Un studiu realizat de cei de la Antidrog Sălaș arată că 7,8% dintre adolescenții din județul Sălaș au consumat cel puțin o dată droguri. Acest studiu s-a realizat pe un eșantion reprezentativ la nivelul județului, ce a cuprins 739 de subiecți din 14 unități școlare. În scopul îmbunătățirii nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor prin evaluarea dimensiunilor și caracteristicilor consumului de substanțe psihoactive în rândul populației școlare din învățământul liceal și profesional de zi din județul Sălaj, a fost realizat un studiu de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj. În activitățile noastre pornim de la datele pe care le obținem și o modalitate foarte bună este realizarea de studii în rândul populației școlare. Studiul acesta a avut ca scop îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor prin evaluarea dimensiunilor și caracteristicilor consumului de substanțe psihoactive. Eșantionul a fost reprezentativ, studiul s-a realizat la nivelul întregii țări, dar s-au realizat eșantioane lărgite la nivelul fiecărui județ, tocmai pentru a avea date cât mai relevante. În județul nostru, eșantionul a cuprins 739 de subiecți din 14 unități școlare. Datele pe care le-am obținut ne arată că peste jumătate dintre elevi au declarat că au fumat cel puțin o dată în viață, iar 28% au fumat cel puțin o dată și în ultima lună. În ceea ce privește consumul de alcool, analiza datelor indică faptul că majoritatea adolescenților, și aici vorbim de un procent de 95%, au consumat băuturi alcoolice cel puțin o dată în viață, iar mai mult de jumătate, 59%, au consumat băuturi alcoolice chiar și în ultima lună. Mai mult decât atât, deși consumul excesiv de alcool cu experimentarea stării de ebrietate în perioada adolescenței poate cauza grave probleme de sănătate, dar și sociale, 2 din 5 adolescenți, aproximativ 40%, au consumat alcool în exces, ajungând în stare de ebrietate. Asta odată, cel puțin o dată în viață. Iar un procent de 14% au experimentat starea de ebrietate cel puțin o dată în ultima lună, ceea ce considerăm că este un procent foarte ridicat. Potrivit acestor date, un mare procent dintre cei intervievați au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață droguri sau substanțe psihoactive. Ajungând și la consumul de droguri ilicite, la nivelul județului Sălaj, 7,8% dintre elevi au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață droguri ilicite sau noi substanțe psihoactive cunoscute sub denumirea generică de etnobotanice, dar în categoria acestui tip de droguri intră și tranquilizante sedative fără prescripție medicală, inhalanți, deci orice tip de drog. 4% au declarat că au consumat cel puțin o dată în ultimul an, iar 2% au consumat în ultimele 30 de zile. După tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cadrul consumului de cannabis, 5,6%, în clasamentul preferințelor, urmând consumul de noi substanțe psihoactive cu 1,4% și apoi mai multe tipuri de substanțe într-un procent mai redus. Analiza acestor date duce la concluzia că fenomenul consumului de droguri este una dintre problemele apărute la nivel local, într-o zonă cu un consum anterior foarte redus. Și încă un lucru important de subliniat, datorită apariției fenomenului de consum a noilor substanțe psihoactive, consumul de alcool în rândul tinerilor, care iată se află la un nivel foarte ridicat, este o problemă care consider că nu ar trebui minimalizată. Acest studiu s-a realizat pe un eșantion respectiv la nivelul județului, ce a cuprins 739 de subiecți din 14 unități școlare.